Cu toții ne dorim o relație de cuplu sinceră și sigură. Pentru a ajunge însă în această etapă, e nevoie mai întâi să fim sinceri cu noi înșine și să dobândim sentimentul de siguranță în relația cu propria persoană, spun specialiștii. Comunicarea are de asemenea un rol esențial. Siguranța în relație este ceea ce căutăm cel mai adesea în viața noastră de cuplu. Nu vorbim despre siguranța financiară sau materială, ci despre siguranța sufletească. Înainte de a aștepta ca partenerul să ne ofere această stare, trebuie să fim sinceri cu noi înșine și să descoperim ce anume ne creează starea de nesiguranță. Atunci când eu mă simt bine, eu cu mine, eu sunt sigur pe mine, pot să spun, mi este ok într-o relație sau nu îmi este ok într-o relație. Dacă ne uităm adânc în sufletul nostru, sunt sigură că fiecare dintre noi poate să spună dacă este ok sau nu în relație. Că alegem să ignorăm lucrul acesta, încercăm să îl ascundem. Poate câteodată încercăm să ne convingem că de fapt nu este chiar așa și că uite-te ce casă frumoasă am sau ce bine este sau nu trebuie să-mi fac griji de aia sau de aia. De multe ori în relația de cuplu facem greșeli încercând fie să impresionăm partenerul oferindu-i prea multă grijă și atenție, fie ridicând anumite ziduri pentru a nu fi răniți. Exact cum spunem că atacul este cea mai bună apărare. Da? Un zid poate să se manifeste și prin formă de agresivitate. Dacă eu sunt agresiv cu celălalt, cu siguranță o fac în speranța ca celălalt să nu îndrăznească. Nu să știu, mă rănească. Da, sau să vină prea aproape, sau să... Pentru unii dintre noi este foarte greu să găsim distanța optimă până la care celălalt ne simțim în siguranță în relație cu celălalt. De multe ori simțim că aproape este prea aproape și îl simțim pe celălalt ca fiind intruziv, că ne sufocă, ne nu mai putem să fim. Calcă cumva spațiul personal, zona de confort, da, cumva. Da, da, și nu mai putem să fim noi înșine în relație. Ca să fim în relație trebuie să renunțăm cumva la noi sau ceva din noi, dar în același timp dacă luăm distanță sau îl respingem sau îl împingem pe celălalt, foarte repede ni se pare că este prea departe. Avem senzația că nu suntem suficient de buni sau nu suntem suficient de buni nici măcar în relație. Și atunci îl ținem pe celălalt la distanță ca nu cumva să vadă lucrurile astea, să nu ne vadă prea de aproape punctele slabe? Depinde. Sau se poate întâmpla și asta, sau punem presiune pe celălalt tot timpul să valideze performanțele noastre sau cât suntem de buni sau, și lucrul ăsta poate să se refere la orice, la aspectul fizic, la vrem carieră, să spună la... că suntem bună, frumoasă, deșteaptă, exact, sau harnic, exact, priceput, exact, talentat. Exact, și să spună sau să facă ceva ca să avem unii dintre noi avem nevoie de lucrul acesta. Alții, pur și simplu, avem nevoie ca celălalt să aibă nevoie de noi. Și atunci ne trezim că îl copleșim cumva cu grija noastră. Suntem foarte grijulii, nu știu, pregătim ceaiul, cafeaua, mâncarea, aspirăm, și e posibil ca celălalt să nu aprecieze lucrurile astea așa cum ne-am dorit noi, pentru că e o intruziune prea puternică. Exact, exact, exact. Dacă ne regăsim în categoria celor care, da, aproape-i prea aproape, lucrul acesta va fi foarte, foarte, perceput la foarte... dezastru. Da, exact, exact. Este perceput intruziv și nu că nu am nevoie de lucrul acesta. Mă sufocă lucrul acesta, simt că nu mai am aer și simt că nu pot să fiu în relația asta. Ca o concluzie, toată lumea are nevoie să se simtă în siguranță într-o relație, dar e greșit să punem această presiune în cârca partenerului. În primul rând, fiecare dintre noi e responsabil pentru starea sa de bine, de echilibru, de siguranță și de fericire.